Da, ce frumos e, Edi. Wow, Iri, ești foarte mare deja. Hai, o... Edi, te rog frumos. Nu le tăia vârfurile, că nu mai pot să le facă frezele alea faine. Alea nu le mai crești. Nu le mai crești părul? Da. Nu se revinești cu mă pune acum să o plătesc. Cine? Raul. Când? Acum. Iri, ești superbă. Tu știi ce frumos ești? Ai toată în oglindă. Vai de capul meu, ce faină ești. Iri, poți să stai cu capul drept, mama. Așa. Vai de capul meu, ce frumoasă ești tu, Iri. E superbă. O să te facă super fain. Dă-mi un pupi să-ți dau energie. Ce să-ți cumpere, mama, ție? Cine? Ai ciocolată, poți să papi. Mami, și eu. Și tu? O fac frumoasă. O faci frumoasă? E frumoasă. Dar pune-i un nume. Cred că Hello Kitty. Hello Kitty? Raluca, auzi. Raluca. Raluca? Îți place numele ăsta? Nu. Nu? Tice, că-i fain. Toți sunt din la salon. Deci, Irina, e prima ei tu în soare, așa că neapărat trebuie să o imortalizăm. Așa, Iri? Cum? Da, nu sunt niciodată. Tu ești primul care tunde, să știi. O să rămâi în amintirea Irinei toată viața, da. Ești primul nenaș la păr. Edi, ai luat-o și pe brunețica asta. Un vârf de păr. Un vârf de păr? Pe asta înseamnă o trunț mai scurt, da? Numai chiar jos la vârfuri, mami. Nu. Ca asta trebuie să aibă așa părul. Că e frumoasă, mama. I-ai făcut breton, mami. Hai să-ți arăt. Deci asta înseamnă breton. Da. Să aibă părul scurt în față. Uh-huh. Tu i l-ai făcut? Cum? Am tăiat. Tu te arăt eu la Raul. Raul. Uite că am făcut-o. O freză funky. O freză funky ai făcut. Oh, super! Dar văd că știi să ții bine și farfeca în mână. Fai, wow! Ce zici, Cati? Hai copii mult, dar nu-mi place. Da! Eu nici n-am știut. De acolo ai ascuns-o? Edi, ce-i faci la fata aia, săracă? Păi de ce, mămică? Una trebuie să fie cu părul lung, alta cu părul scurt. Nu, nu mă mai citat. Deci îi las părul lung. Ai văzut-o pe o revistă? Da. Da? De-ai mai văzut freză din asta, sigur? Da. Vai, ce tare le-ai tuns acolo în față. Mami, cam tare. Da. E prea mult. Lasă, Erica. Plantă-mi pe ăla și pe viața altă. Ioi. Iri, tu stai acolo ca un boss. Ca un boss? Ca un boss. Ca o regină. Ești regină? Hai că vin să te văd. Wow, Iri! Ioi, ce frumos îți face părul creț. Iri, vrei să mergem la profi? Da. Și ce vrei acolo? Jucării? Mă, bine, las că intrăm acum, când plecăm de aici. Wow! Deci ca să vedeți așa la final, Irina nu mai are răbdare
Și Eddie face curat, uite ce-o strâns acolo, făcut curat. Îți dau desene? 3, 2, 1 și... Wow, Iri! Ce zici, îți place, Iri? Da. Vrei desene? Da, ești foarte frumoasă. Mulțumim, Cătii. Prima ei tu soare, dar și la tine prima tu soare a fost de la Cătii. Cătii te-a tuns primul? Perfect. Am venit să cumpărăm ceva, dacă le-am promis că le cumpăr, că stau la tuns cu minți. Și acum trebuie să le cumpăr ceva. Hai să vedem. Găsim jucării aici, hai mai în față. Blăm după jucării. Nu vreți să vă dați un muș? Uite. Tabletă educativă. 3 ani plus. Iri, ia-ți bebe. Vrei bebe? Da. Din asta așa? Eu, din asta așa? Ia mami. Da, mai ai un umbrățucă. Dar asta nu am cumpărat de mult. Mami, uite aici șampon și parfum. Da, da, ai nevoie din astea sau ți-ai o mașină? Uite, este mașină cu telecomandă, cred că. Uite-o. E cu telecomandă. Ia-ți un puzzle, mai bine, că e mult mai educativ și mai ok. Vrei să-ți zic care e pentru vârsta ta? Nu, nu vreau puzzle. Uite, este cu mașină din asta. Și-o găsit și Edi. Plastilină, gata, plecăm. Gata, ce v-ați luat fiecare? Arătați-mi. Plastilina și tu? Bebe. Bine, hai că mergem până la bunii Gabi. Gata, ne-am urcat în mașină. Avem cadouri. De la moș Nicolae. De la mami, ce moș Nicolae? De la moș. Moșul Nicolae a venit. Cu cine ați vorbit voi la telefon? Cu moș Crăciun. Cu moș Crăciun? Mami, nu-ți vine să cred că o să-ți arăt atâta cum o să sună și o să mă filme și o să-i arăt la toate și o să mori. Să vezi că îți uite, uite unde e! Ce zici cu voi? E acolo, în curte, e super! Deci ATV-ul ăsta le-a primit de ziua ta, de la noi. Și ce-o zis moșul la telefon ieri când am vorbit cu el? Ce-o zis? Vine 23 la voi. 23 vine, gata. Hai să vedem ATV-ul. Wow, ce frumos e. Trebuie să-l ținem, mami, că l-o spăla și uite tot cum a bătut pe el ploaia și toate. E super drăguț. Păi cu bunul, hai să vorbești cu bunul, să-ți dea ceva, să știi. Bine? Nu cu hainele, Doamne ferește. Hai că sunt în casă. Hai să vedem unde e bunii. Nu cred, nu e în atelier. Mami, hai să-i vedem pe bunici și după aia îți ștergi ATV-ul. Hai prima dată în atelier. Hai. Doamne, nu mă las. Ce te-ai făcut aici? Ce dragă aici, să te duci, nu m-a spus să vezi ce am. Ce ai? Hai, arăt de la bunii cum te-o tuns, Cătii. Hai să vă te-ai tuns. Hai, aici are uite-o. Să înlăcești. Ce parcreț are. Vai de mine. Uite, uite, dar de ce o ai tuns? Nu, nu m-am pic tu, mami, de la vârf. Ia te dă neula. Băi, iubirea mea, să vezi ce codiție. Bă, cu bunii frumoase. Bunii s-au uști acum. O uscat-o, dar... Dar tu vrei să mă aduci un lucru? S-au părul de la cățulă. Da? De la bunul pupii. Iubirea mea. Păi aici ai găsit bebelușul unde l-am găsit. Dar tu, Iri, nu mai stăm, că luăm hainele și plecăm să vă culc. Da, am să
Este doamna stare bună. Bunică. Dar ce vrei să da, faci aici? Dar vezi că e serbare ce astăzi. Vrei? Da, mergi la serbare. Și după aia avem tu petrecere. Hai să mergem în casă să-ți dai bunii să faci. Iubirea mea. Ce vrei să... Vrei să stai cu mine aici? Ce să facem aici? Să lucrăm? Și știi să te mădărești? Da, vrei să ploiești cu bunii? Ce vrei să faci acolo sus? Ce vrei să faci? Ai vrut să te urci sus? Ce ai găsit acolo? E bună, Edi nu mai poate, ți-i să rămână? Rămână. El nu mai poate după TV, s-a dus direct în bucătărie, dar după... Nu că te duci la sirbărică, iubirea mea. Vreau să-l pornești, să-mi arate cum e. Hai să ne... Eu mă film așa. Bine, sunt moartă de obosită. No, asta e noua mașină, îți place. Da, foarte frumoasă, felicitări și să o stăpâniți sănătoasă fără incidente. Nu e nimic, Edi, trebuie să-ți lege mami și șiretul. Mami, că trebuie da? Prins de aici. Mulțumesc. Și astea super comode. Da, mă, tate, nu mă stă, încă plecăm, trebuie să-i culc. Mai vreți mâncare? Ce mâncare? Da, mami, ce mâncare aveți? E mai înăuntru? Trebuie să vină de la doctor. Da, dar ce are? Mami, bună. O merg să-ți aducă, nu știu ce, să se îmbrace, că e frică. Vai, ce drăguță, mai aici, vezi că făcut bunii, nu mai poate. Dar să-mi pot nespa nu mai poate, am mucat TV-ul lui. Hai că trebuie să aranjăm și pace, să aranjăm, că vine Crăciun. Dar ce frumos, și noi trebuie să ne facem în casă. Bradu, da, e super. Eri, mai trebuie să ne aduc o balustradă din asta. Uh-huh. Și aici trebuie să mă duc să-mi iau brăduș, că vine, mă duc la Cluj, știi, să pui... L-ai pornit, mă iubire, nu dă-n spate. Ai luat-o chiar? Ia-ți o haină pe tine, tati. Da, hai să-i vadă, mami. Tati, te vadă bine. Opa. Nu trebuie să apese. Soții meu. Cine-i fericit? Wow, ce fain merge! Super! Super, super, super! Iubire! Păi tu știi să mergi singur, mami! Bravo! Wow! Super tare. Deci nu vine să cred că am copii mari. Nu vine să cred că sunt mamă cu copii mari. Și cât de greu era când erau mici. Acum ajuns să dă singur pe TV și eu stau aici și mă uit la el. Și nu vine să cred că singur e conștient de ce face și să dea înainte înapoi. E absolut minunat. Vorbesc cu telefonul aici singură, tu știi cine se uită după mine pe geamuri, zice că e bună, dar e o bucurie mare pe care neapărat trebuie să o împărtășesc cu voi. Și ce am sesizat? Am sesizat faptul că vlogurile celelalte din trecut sunt foarte tare, că eu mă uit la ele de multe ori. Bravo! E super fain să mergea TV-ul. E super tare. Mă duc și pe mine, e frig așa, da. E să de mănuși. Diseara ai petrecere și după serbare și petrecerea ta, dormi de mea, sunt de vrei, da? Hai, du-te, la bună. Du-te să nu-ți înghețe mânuțele, că apoi vorbim în casă, vorbim în casă. Și te duci, vine tati și te duci cu el. Și-a făcut brăduț, are brad, da. Și tu. Am fost la Gherla la tuns și am mers până la mami după hainele din Zara. Și am culcat pe copii, dar Edi s-o trezi mai repede. Irina încă doarme, am lăsat acolo să doarmă și să o ducă ei. Și ne merge să pregătim hainele pentru serbare.
un cadou pentru o fetiță care așa de frumos a spus o poveste și o cheamă Sofie, adevărat? Hai, Sofie, că la mers, hai! Adevărat. E foarte lungă și mare. Îngerașii noștri sunt așa de mulțumitoare pentru ei, mă mulțumesc pentru Iulian. Dar pe mine mă doare aici, dacă avea barbă până aici, la picioare, mulțumim tare mult pentru ei. Wow, ce ai aici? Doamne, câte dulciuri! Moșul v-a adus așa ceva? O căniță! Fii atent că ai cană cu tine, mama! Uite imaginea ta! Ia, stai așa un pic! Wow, mami, știi ce scrie acolo? Edi și Irina! Wow, ce frumos! Din asta o să bem lăptic cu cacaua dimineața! Mami, ai primit cadou! Doamne, mulțumim! Dar ce greu, cadou, mi-a dus moșul! Așa, du-te, arate la bune ce ai primit! Du-te acolo! Iri, salut! Să văd ce ai primit. Un binoclu? Să-i vezi casa la Scufița Roșie? Vă filmez pentru vlogul meu. Bine ați venit, Flori și Luci, să fiți noștri de la Dej. Ea e asistenta care mă tratează pe mine de fiecare dată. Pe Iri am dus-o de la una și 8 luni. That's cooking. Aici, la vlogul meu. Iam de marș că ți-ai cumpărat ca să se distrează. O presim pe finuța mea, Victoria. Tu, Iri, vezi ce mă refresc cu Victorița noastră? Da, dă-i un pupicel, dulce. Hai, dă-i un pupicel. Hai. Așa. Spune-mi, să mai fac un bebe, Iri? Da. Dar și fața nimic, că... Mă, țin eu ala, stii, uite, uite, Ionita, ce e! Bune, Nico, a zis că mai vrea un bebe. Nu, lasă, taci. Deci mi-i dor, dar... Nu, chiar. Stai un pic să filmez și la vlogul meu, să le arăt că aici am... fabrică de albume. Da, deci dacă vreți albume, apelați la fiindul meu, Olimpiu.
Se ocupă și cu datul de dedicații. Ia întoarce să vede ce. Intermediar. Se ocupă cu ștanțarea dedicației. E pe bani. Exact. Uita ce frumos e. Chiar e foarte frumos. Costi de la Sighetul l-a făcut. Foarte frumos. Bravo. Și cum e trică e cum e? De la Casa Hamonului. E bine să te mai lauzi și singur. Păi dacă nu mă laud eu, cine mă laudă? În ziua de astăzi. Nimeni, se drept nimeni. Hai că pregătim tortul, dragilor. Hai să-l filmăm prima dată. Uai, ce frumos! Păi nu, că îl aducem, îl duc eu. Ca să vedeți cum o chem noi seara, Robi cu Miha au venit la noi și ne ajută. Noi arătăm ca Doamne ferește, am fost și Vradu, facem curățenie. Deci, Miha, Robi, mersi tare mult. Dacă nu erați voi, nu știu cine mă aștept pe mine la curățenie. Ștergem aici oglinzi, ștergem de toate, o să fie foarte fain. Copiii au rămas în seara asta să doarmă la Flori și la Luci, la vinii noștri și... foarte fain, merg colindele pe fundal, bradul este asamblat, dar am zis că nu o să le împodobim până când nu se întorc copiii acasă, ca să păstrez bucuria asta pentru ei, știu că era și o bucurie mare, mare pentru mine, de altfel e cum e și acum. Zi, acum ce ai zbocit? Dar cum ai făcut cu mânuțele? Hai aici, la, în mijloc și mai fă o dată. Dai eu tonul. Dai tu tonul? No, să începem. Pac, pac, ne urcăm pe scară, da? Care, mami? Ia așa, n-o dă tu tonul, Iri. Un, doi, trei, cinci. Care colindu-o cântăm? Bunitate! Nu
Începem cu aripioamente, da? Adică cu pentele sus. De sus în jos. Ia de sus. Și voi doar cu astea care nu-ți deschidă lucrurile, da? Le-au fost tare. Uite, păsărica mi-e de sticlă, blogul ăsta cu perlu de luci. Păsărica! Uite ea! Iau! Așa trebuie să o pui înapoi. Mă! Ăsta de aici. Și spart. Tu vezi că spart? Da. Încep eu de sus, mami. A, ce faci de ce? Da. Ține-te bine. Miri, vezi că ai spart deja ceva. Alea spart pe unul. Hai din capul meu. Zglobor de sticlă. Evit să nu te... să nu cobori, da? Oare e bine? Wow! Da, uite jos să vezi câte globuri avem aici. Și le pui frumos pe... Uite, le pune peste scaune. Le-am primit de la Tasi, din satul mare, Tasi Home Studio. Mami, ale roci? Ce pui eu? Asta. Dragilor, bine ați venit la noi acasă, facem bradul în familie, ce mai frumos de atât. Și asta e spart, mami, tăte ne se spart, nu mai avem ce pune pe brad. Iuuu, adevărul e că le-am... Nu prea am avut grijă de ele. Ia. Le-am depozitat dincolo, la casa aia, la asta și... Poate cum l-o strântic, cum l-o pus tate așa, dar s-o spart. Mă aveți grijă să nu se mai spargă șartele? Mami, poate cum l-a pus, cum m-a pus tati așa tare să o sparg. Da. Artele fac. Mami. Ioo, ce frumoasă e asta. Arată-la bun. Ia, uite aici pe vlogul ia. Nostru, mami. Uitați, până domnilor și domnilor, ce frumoasă e asta. E foarte frumos. Și ești mai frumos. Ba nu? Frumos! Tot ce-i frumos, bravo, îmi place! Ia, mami, face ca și un candelabru. Candelabru? Da, uite! Ca și un ce, mami? Ca și un candelabru. Ia, ca și un ce? Ca și un candelabru. Uite! Candelabru, mama! Candelabru! Așa, să-l... Hop! Candelabru! Candelabru! Bravo, copii! O să facem ce mai frumos brad anul ăsta. Și la bunicu nu l-am făcut încă. Nu, dar îl facem și la bunicu. Bunicu, primul să-l facem? Da. Da, când e gata asta și dimineața mergem și îl facem. Pe ei? Da. Pe ei, nu, săptămâna viitoare, că ne întoarcem din Germania. Bine? Vrei să-l facem și voi? Păi cum? Eu să-l fie de la făcut un podobitul bradul. Domnilor și domnilor, uitați! Domnilor și domnilor! Te mami cu tati! Priviți! Acolo! Priviți! Nu știu cât e... Mami, o fi ca să... Deci avem bun, nu știu... Mami, o pică sârba. O pică sârba, am văzut? Uite. Ia, Mimi, pune-l apă. Am luat și globul roșii, copii. Păi, nu sunt copii. Magenta. Așa au zis doamna de la magazin, că se numește culoarea anului magenta. Uite cine vine. Cine vine? Mihaela. Ai zis-o! Ce ai adus acolo, Mina? Hartia. Și? Și zadile. Ce zadile? Schisele, aveți? Wow, ce fain e ăsta! Așa-i bunii? Foarte frumoase!
Dacă ți-i spune? Da, o să fie bune, dacă nu mi-e la Iri. Păi nu, m-am gândit. Uite! Super tare, le-o plătit? Ți le-o plătit? Da. Uite! Ține că sunt de că nu le folosesc, eu te-am dat ținut acolo. Uite! Da, vedeți acolo. Tu, Iri, uite-te ce fain e zadin i-a dus Miha. Mulțumim, Miha. Ia sus. Uite! Vai, ce frumos e-i. Ce-i de pe ăsta? Pe brad. Pe brad? Sus. Ne-am apucat la brad, Mina. Da, stai să-ți arăt cum le pune mie, mami. Da, vedeți. Te când arăt de cum le pune. Hai să vedem, suntem la fel amândouă. Ios. Mina, uite, invers. Invers, zic ca să nu se vadă. Da. Uite, Iri, stai așa. Unul ai vina, unul ție? Da, am vina măcar o roșii. Astea de fetițe, mami. Care? Da, numai femeile le poartă. Numai că ăla e roșie și ai făcut micuște. Tu port, da, tu port n-am făcut și costum popular, că la Maramureș. Ok, dar mie. Uite ce fost adică. Iri? Parcă ești un îngeraș. Wow! Și îi spun în cap un fluturaș, mami, unde era el fluturașul? Da, găsesc! Ăsta? Ăsta? Da, prinde-i de păr! Mami! Ia! De roșu eu! Și tu, mami, ia! Pune, îi pui și la mine unul. Ia, invers, îmi dăsesc căpuțul. Sau ție să ți-l pun în piept? Ca la bărbați? Nu, vreau, hai! În păr? Nu? Nu mai vrei? Cine ăsta? Zadie, ți-o dau pe-a mea? Nu, no, poftim. Nu știu. Vai, mama, tu chiar zici că ești un înger. Asta, ești un înger. Mami, dar asta nu-i pui așa de mare. Păi, ți-o dau pe mea. Hai, să încercăm. Păi așa de mare. Păi, deja mă. Hai, că te pun nimic, ha? Hai să vedem cum și-o pune aia, că era mică. Asta e mică de copii mari. E mică de copii mari? De adult, nu? De adult. Așa? Îmi doamnă acum acolo să duc cu fructulajul la grădini. Și tu? Da, uite. Wow, ce frumos ești! Super! Îngeră și zbor. Și zbor? Și la Alex se zbor. Mia, trebuie să scoatem globurile. Hai. Uite, din astea puteți. Vreau să scoatem afară toate penile astea, de avem nevoie de ele să umplem produsul. Dragii mei, bradul nostru prinde contur. Uitați cât de frumos. Bun îi pune și globurile pe care le-am cumpărat noi două astăzi. Magenta, o zic că se numește culoarea asta. Magenta, uitați, cu sclipiș, cu pene din sticlă. Foarte fain arată. Și o să îi dăm și o pată de culoare. O să le facem diferit pentru că avem și ornamente cu roșu. Copiii mai au globuri la ei, mănâncă popcorn, se uită la desene. Așa, Iri? Îți place, Iri? Uite, uite cu roșu, îți place? Vai, bunii, ce frumos arată! Da, sunt 6. 12, pardon. Bunii inimioare! Plus inimioarele bunii. Da, Iri, deschide-ne lumina, mami. Trebuie să
Stau cu lumina închisă. Vezi că asta e din sticlă, te rog frumos, se sparge. Hai, aprinde lumina, că nu vedem bine. Vreau să-i dau la bunicul meu. Pune-te în inioara. Wow, Iri, ce glob frumos! Hai să vedem, cam unde te gândești tu să-l pui pe brăduț? Acolo? Wow! Super! Super, super, l-ai găsit, ai găsit locul. Hei! Hei! Frumușica mea! Mă duc, te pune-l! Stai să-ți dau! Să-ți dau ceva să pui! Uite! Ce bun! Da, e super! Ei, uite asta pui! Trebuie și o inimioară! Inversia! Scuză-mă, scuză-mă, scuză-mă! Scuză-mă! Dacă îl faceți bine cu lor, îl trebuie de 4 de... Îți dai seama. Trebuie... Hei, arată superb glob. Uite, pune și păsărica asta. Trebuie să desfacem și... Nu poți, îți dau glob. Bine, poftim, pune buvnița. Deci un pupi, să stea cu minte. Să stea cu minte pe brăduț. Mai dați roșii? Mami, te pune! E, te-ai pus cerbul, mami. Adică așa ceva e